Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Sunt aici împreună cu vecinul, prietenul și colegul meu de acțiune astăzi. Suntem amândoi împreună din partea Asociației CHS. Intrăm din nou în Ucraina, mergem cu transport umanitar. Avem 2 km până în Vama Halmeu, o să vă arăt și vouă ce se întâmplă acolo, în măsura care pot. E interzis să filmăm în vamă, deși știu că sunteți foarte curioși, mulți dintre voi, să vedeți vama fizic, nu doar să vă povestesc eu ce am întâlnit acolo, dar e interzis să filmezi în vamă și chiar unii dintre voi m-ați certat în comentarii că totuși dacă e interzis, de ce filmezi? Da. Îi așa, între interzis și curiozitatea voastră, aș vrea să vă și arăt. Urmează vama, deja o văd. Da, aș și respecta regulile, dar da. Atunci nu pot să vă arăt. Chiar acum ajungem în vama Halmeu. Pare mai multă mișcare ca și data trecută. Data trecută efectiv era pustiu. Uite aici sunt ceva refugiați. Sărace. Uite, codă. Uf, este mișcare. În comparație cu data trecută, camioane la intrare. Vor să meargă înapoi? Cred că da. O anunțat că sute de mii sunt poliție, apoi. Uitați, uite, mișcare mult. Ia că vină spre România. Spre România. Ia-i părintele, avem aici părintele. Avem, avem un vameș cu echipament camuflate. Nu, dar sunt foarte mulți trimiși ajutoare, știi? Vameși din alte, chiar și o strece am văzut. Da? Trecută, da? Da, 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 că... Ei, au venit în sprijin. Cam așa arată vama. O să opresc camera. Tocmai ce am terminat cu verificatul de documente și de marfă și am primit și cadou din vama o armă. Uitați ce armă am primit. Foarte drăguț. Noul Testament în culori de camuflaj. Și o carte de poezii. Domnul care ne-a controlat pașaportele are un volum de poezii foarte fain, foarte interesant. Abia aștept să trec un pic peste el, să vedem. Ce poezii poți să scrie un vameș creștin, bineînțeles. Rest, ne-a verificat, suntem ok, totul în regulă. Mergem mai departe la partea ucraineană să vedem ce se întâmplă acolo. Barierea de mașină, punk. Ai spart. Acum o să mă certe oamenii care sunt super super strict regulamentar că filmăm, dar vreau să transmit și efectiv în vamă ce se întâmplă, dar aici deja e mult mai periculos, așa că opresc. Pentru că nu vreau să-mi confiște efectiv telefonul și tot ce am. Am intrat în Ucraina de vreo 3-4 km. Am fost controlat și la vama tot ungară, vine să zic, la vama ucraineană. Are foarte simpatici vame și ne-au controlat într-adevăr în spate. Doi au fost în spate, da, nu? Da. Doi au venit în spate să verifice, nu știu, unul superior sau din, știu, o altă secție. Unul mai știa un pic de română. Da. I-am zis că știu un pic de poloneză, zis că nu-i bai poloneză cu ucraineană aproape la fel. Deci cam cât știa el română, eu știam poloneză. El vorbea în română, eu un pic mai dădeam pe poloneză. Ne-am întâlnit cu fostul ministru, nu? Fostul ministru? Gabriel Leș, cum? Nu? A ce? Românilor? Da, nu prim-ministru, ministru. Nu, ministru, nu știu. Nu. Ministru apărării, cred că e. Da, unde a fost? Gabriel Leș, cu mai cărunt. Da, el a fost. Da, pe noi, n-am televizor, nu-s cu clasa politică. A fost ministru în, nu știu, în treacui cabinet. Dar da, ne-am întâlnit, el deja se întoarce din Ucraina, a fost.
Nadia au dus ajutoare. Mergem în Kiev. Plecăm. Acum? Eu sunt luna tatălui. Luna tatălui, a tatălui, dar de muri poți muri în Kiev. Da, nu, că acum nu mai e așa. Uite, Radu, dacă ți-a fost doar de drum din asta. Sărută-ți copiile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Radu, mergem la război. Am ajuns la destinație, suntem în centrul orașului. Un oraș, pare destul de mare. Am ajuns aici. E acolo Radu, care vrea neapărat să mergem în zonă de război. Deci neapărat în zonă de război. Și acum tratează cu oamenii și au spus că te putem trimite. Da, au reușit înși să-l convingă pe Radu că nu e o idee bună să mergem încolo. Pentru că ei au puncte de lucru în Mariupol și dincolo de Kiev. Și Radu vroia, zice, bun, vreau să mergem, dar undeva la 200 de kilometri, să simțim un pic de atmosferă de război, dar nu în Mariupol. Așa că de aici o să ne întoarcem acasă, liniștiți. Sunt aici cu Roma, un voluntar și un refugiat de război în același timp. El vine de la Kiev și s-a implicat cu biserica asta și duc ajutoare încolo spre Kiev. Ne povestești un pic tot traseul tău și ceea ce faci, cum ai ajuns să te implici. Să povestesc. Am mult să spui. Cu cuvintele tale. El vorbește foarte rău românește. Eu am născut din Moldova și știu limba, dar nu așa cred. Pot să spui că am venit din Kiev, că din raionul meu în Kiev foarte războaie, mult războaie. Și am venit racheta cum de la cartiera mea, eu am venit cu racheta crilată, știi? În zona ta au căzut racheta? Da, da, da. Am venit că s-a dus în raionul înainte. Și eu am, pe urmă eu am venit acolo. Eu am sunat din prietenul meu, din Mucaciu. Deci ai venit aici la un prieten? Am venit singur, dar am venit de la, prieten. Am venit, da. Și eu am văzut că trebuie aici ajutor și eu, voluntar. Voluntar, da. Voluntar, deci au văzut nevoia de implicare și s-a oferit să fie voluntar. Mulțumesc că voi de este ajutor. Te mulțumește pentru ajutor, pentru ceea ce facem. Și tu mai mergi acolo în Kiev acum? Transporti acolo? Sau e altcineva? Vreau să mă duc la Kiev din la 2-3 dei. În 2-3 zile? 2-3 zile. Vreau să mă duc la Kiev. La Kiev. Da. Ești căsătorit? Ai familie? N-am familie. Familia mea e în Odessa, ta este tată, mamă. Părinții, da, sunt în Odessa. Da. Dar ajutorul ăsta se duce de la mult mic sat, din la Kiev oblast, din la Donetsk oblast. Este mult sat că
a bombit este o distrus. Clădirile. Nu, în fine. Deci este... vrei să spui că e totul distrus acolo, da, nu? Da, totul distrus. Și oamenii nu-i, nu-i unde să... nici... plin ghida. N-au unde să doarmă? Nu unde să doarmă, da. Și, n-au hrană. Și, să... și n-au hrană. N-au da. Hrană, da. Și voi acolo duceți, în zona și aia. Și noi acolo, da, din, din la satul mic, de, de la... Deci e nevoie deci acolo nevoie de mâncare de tot, și da, de, da, de tot ajutorul. Deci ceea ce vine din România, ceea ce aducem noi, e binevenit, nu? Asta e foarte bine. Aici voluntarii descarcă dubla, băieți tineri. Și cam așa arată în depozitul lor. De aici ei le duc până dincolo de Kiev. Descărcat aici, suntem cu duba goală, ne pregătim să mergem. Înainte de a pleca spre casă, mergem să vedem și centrul unde locuiesc refugiați, unde ei unde cazează, efectiv. Ce vrea să ne explici ce reprezintă casa aceasta? So we would like to know what represents this house where we are now. So this is house of our good friends, American friends who lived here. Este casa unor prieteni foarte buni americani care au locuit aici. They decided to move back to America with their big family. S-au hotărât să se mute înapoi în America cu familia lor mare. But they gave us key of, from this house. Dar ei ne-au dat nouă cheile de la această casă. And they said, please, may we want it to serve. Și noi vrem ca această casă să vă slujească. So before the war we use it for youth meeting, prayer meeting, so for sometimes for services. Înainte de război am folosit-o pentru întâlniri cu tineri, de rugăciune și alte servicii pe care le-am făcut. And also it serves as a dorm. So students live here. So second floor for girls, third floor for boys. Aș de asemenea slujește cumva ca internat. Studenții locuiesc aici, la al doilea etaj fetele, la al treilea băieții. And one room for this building was Bible studying. O încăpere din această casă este pentru studiu biblic. So even before the war, everybody who live here, they need to attend either church Bible studying or here we had Bible studying. Deci orice student care locuiește aici trebuie să participe la studiu biblic pe care noi îl organizăm. So when the war started, we were so blessed to have it and our friends they allowed to use and to receive as many refugees as we can. Și când a început războiul, am fost foarte bine să avem această încăpere, iar prietenii noștri ne-au spus că putem să o folosim, să o umplem cu câți oameni în cap aici. So praise the Lord for this friends and family that deci, we have. Slavă Domnului pentru această casă, pentru prietenii pe care i-am. So these are the packages that we told you. So what we have inside, we have pasta, so whatever you send us, we can buy here. Sugar, flour, conserve, and also we have the Bible, New Testament and Psalms, and we have the prayer of refugee. Rugăciunea refugiatului. It has questions. Why God allowed this war? And are întrebări de ce a îngăduit Dumnezeu acest război? What should you do? And we have our church information. Ce trebuie să faci și informații bisericii noastre. And they call us if they need any help. Și ei ne sună dacă au nevoie de ajutor. Și ca să încheiem treaba corespunzător, mergem să mâncăm un șașlăc. Aici colaboratoria care e cu noi, ne-a dus aici la un șașlăc bun. Ne-am spus că ne place foarte mult. Hai să vedem dacă e mai bun ca și celălalt din, cum zice, din Cernăuț. Sper un loc foarte, foarte frumos.
E rău ăsta, mi-au zis în ucraineană cum se numește, dar nici nu știu, nici nu l-aș putea pronunța. Și îmi place foarte, foarte mult terenul de fotbal pe malul râului. Oamenii se plimbă pe lângă râul acesta, stau la povești pe râu. Foarte fain tot. Acolo e restaurantul la care am mâncat. Am mâncat șașlăc, bineînțeles. E foarte, foarte bun. E un oraș turistic, trăiește foarte mult din turism și are în jur de 80.000 de locuitori. Dar ce-mi place cel mai mult, pentru că e amenajat așa într-un mod natural. Adică oamenii aici stau pe pietre, copiii acolo se joacă lângă apă. Orașul e și pe o parte și pe cealaltă parte a râului. Acces aici la râu. Uitați, oamenii, cum se plimbă. Acolo stau în povești. Aici joacă fotbal. Se dau pe hintă. Nuc aici foarte frumos. Îmi imaginez vara aici pe terasă să vii să mănânci. Cred că e foarte plăcut. Și uite așa, dragilor, ieșim din Ucraina, sănătoși, nu ne-am pușcat nimeni, suntem între vame din nou. Aici o să stăm puțin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mașini. Cam așa arată vama de la Halmeu când intri la ucrainieni. Oameni prezenți ca să ofere prim ajutor. Părintele. E un pic de mișcare. Zei, frate Radu, trei lucruri la care te așteptai în Ucraina și dacă ți s-au adeverit sau nu. Hai, concentrează-te un pic. Am scăpat de război, poți fi calm. Ce te-ai fi așteptat să vezi și n-ai văzut? Ce ai vrut să vezi și n-ai văzut? Așa. Fiind în război, noi am mers cu ajutoare, nu am avut nicio așteptare. Deci n-ai avut așteptări. Nu, nu. Am avut așteptări să... să ajut, să fiu prezent înțeles. Și eu cu o mână de ajutor, dar nu am avut așteptări din partea lor. Pe lângă că ne-au primit cu... Nu așteptări din partea lor, nu, așteptări, nu știu, da. Să... Nu, că saj de nisip s-au văzut, armamente, arme, soldați armați au fost. Da, mașină anti-tank, cred că am văzut una, mașini de armate erau. Am înțeles. Da. Dar oricum am fost în zona unde până în ziua de azi nu a fost atacată de ruși, deci nici rachete sau alte. A fost din Coș de Lanțul Carpatic. Da, adică zona care a fost cândva maghiară. Am localnicii de acolo se așteaptă să-i protejeze unguri în caz că vin rușii. Armata maghiară, dar armata maghiară fiind membră NATO, nu prea cred că o să fie, no, nu am vrut nici să o dezamăgesc pe... Da, ți-a plăcut experiența? Da, da, a fost o experiență minunată. Știm să apreciem ce avem în țară. Da. Drumurile erau un pic nasoale, podurile în special, groznice, cu 2%, 2 la oră. Se putea circula. Se merită efortul. Se merită. Efortul se merită și frumos, chiar foarte frumos. Da. Bun, dragilor, cam asta a fost. Am intrat, suntem prin Halmeu acum. Ne îndreptăm spre Cluj, avem vreo 200 km, vreo de 2 ore jumate, 3, sper să fim în Cluj, aia înseamnă 10 seara. Mulțumim că ați stat cu noi și în vlogul acesta. Să nu uitați să dați subscribe, clopoțel. Da, un like. Și un like. Și tot ce vreți, numai să urce canalul ăsta acolo sus. Unde o să urce, într-o bună zi, dar... După multă muncă. În funcție și de implicarea voastră. Vă mulțumim, ne vedem. I am made to be free.